Bună seara, stimați telespectatori, mă bucur că ne revedem, ca în fiecare zi de marți la ora 20 și astăzi, ca de obicei, cu vești bune și alături de un om care în fiecare zi caută să dea vești bune și în același timp caută să educe oamenii pentru a da vești bune în viitor. Alături de noi în această seară, pentru prima oră a emisiunii, este domnul profesor Onuț Atanasiu. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Mă bucur că sunteți alături de noi în această seară, chiar dacă sunteți un om politic în această seară, pentru că ne apropiem de sărbători, o să discutăm mai puțin politică și o să discutăm mai mult despre ceea ce facem pentru tinerii care urmează după noi în această țară, în această lume, și schimbările care, în opinia noastră, ar trebui făcute atât în educație cât și în spectru politic național, dar și în planul în care această țară se îndreaptă spre o direcție, așa cum spun românii, nu prea prielnică la acest moment. În plan social, așa cum v-ați și prezentat, în primul rând sunt profesor și mă întâlnesc practic zilnic cu 1000 de elevi pe care îi primesc în fiecare zi în liceul nostru, de care mă despart în fiecare zi. Spuneți ce faceți acolo la liceu. Deci domnul profesor este director. Director adjunct al Colegiului Național Vasile Alexandrii și predau și fizică. Dacă nu reușim practic să așezăm educația pe locul pe care ar trebui așezată, să știți că lucrurile așa cum ele arată, nu numai în România, dacă ne uităm peste tot în lume și pornind, dacă vreți, din Orientul Mijlociu, unde lucrurile s-au întâmplat de la diverse probleme care țin tot de educație, ne uităm practic în Ungaria că sunt revoltele de acolo vis-a-vis de numărul de ore lucrate, iarăși cred că e vorba de educație, de modul în care investim în educație, de modul în care oamenii sunt răsplătiți pentru munca lor, pentru că nu știu dacă știți sau urmăriți ceea ce se întâmplă în Ungaria în momentul de față, e vorba de orele suplimentare la care pot fi obligați cetățenii maghiari să lucreze și să fie plătiți după 3 ani. Ceea ce, după mine, cred că e un lucru greu de imaginat. În 3 ani se pot întâmpla atât de multe lucruri încât omul chiar poate să dispară. Și acum am să vă dau un exemplu care pentru mine e trist, dar așa s-a luat decizia. A fost și prietenul meu, a fost și prietenul tău, Doru Răzmeriță. Da. Doru Răzmeriță, conform unei legi, legea 85, trebuia să primească, pentru că salariile s-au mărit cu 33%, dar nu s-au dat bănuții respectivi. Doru Răzmeriță n-a fost un membru de sindicat, iar pentru cei care n-au fost membri de sindicat, adică pentru cei care nu au dat în judecată sindicatele, s-a dat o lege ca ei să primească și ei banii. Dar pentru că Doru Răzmeriță nu mai este în viață, banii nu i-a mai primit nimeni. N-au mai avut, adică așa s-a interpretat partea asta legislativă, încât urmașii lui n-au avut dreptul. Și Doru Răzmeriță, după cum știi, are și o fetiță. Așa care este. Încă este la studii, la Nice, e la un master. De asta spun că, practic, nu avem grijă de oameni și de educația lor, și neavând grijă de oameni și de educația lor, uite, am vorbit de orele suplimentare, vezi cum a afectat câțiva bănuți, afectează poate viitorul fetiții lui Doru Răzmeriță, pe care nu-i primește fetița, pentru că nu e prevăzut în lege că dacă omul este
decedat să primească urmașii bănuții respectivi. Da, la fel se întâmplă și cu pensia. Una este pensia privată, care oricum ar fi, ea se moștenește, și alta este pensia de stat. În momentul în care ai dispărut, a dispărut și pensia. Deci aici nu este corect. Nu este corect. Dar hai să vorbim, când a fost cu explicarea pilonului 2, când stai de vorbă cu cetățeanul, cetățeanul este absent, aproape nu înțelege despre ce este vorba și în momentul în care este mai observat că dacă te duci la cetățean și stai de vorbă puțin cu el și este pe lângă subiect și nu este ceva care să creeze scandal și trebuie să gândești pe termen lung ceva, nu prea este dispus să discute. Pentru că în cadrul competențelor pe care le dezvoltăm la nivelul elevului, fie el în partea de gimnaziu, fie el chiar în partea de liceu, trebuie să încercăm să prezentăm tânărului ceea ce înseamnă pensie privată, ce înseamnă pilonul 1, ce înseamnă pilonul 2, pentru că dacă nu le explicăm lucrurile astea atunci când ei sunt elevi, e foarte greu să le mai explici lucrurile astea după ce ei au ajuns la o anumită vârstă, pentru că tratează lucrurile cu prea mare indiferență. În momentul ăla, când ai ajuns la 40 sau la aproape 50 de ani, consideri că nu mai are cine și ce să-ți spună, că tu le știi deja pe toate. Și nu e adevărat. Uite, explicarea aceasta cu pilonul 2 de pensie. Practic, acești bănuți erau tot niște bănuți care oricum s-ar fi dus către stat, numai că o parte s-a dus către pilonul 1 pentru cei care aveau o anumită vârstă și o altă parte s-a dus către pilonul 2. Dacă pilonul 1, pilonul 2 s-ar vărsa la pilonul 1, am rămâne doar cu pensia despre care tu vorbeai, practic doar cu pensia de la stat, care odată cu încetarea din viața ta nu mai rămâne urmașilor tăi. Iar uite, dau exemplul meu. Eu am pierdut mama când aveam 23 de ani și pe tatăl meu l-am pierdut când aveam 27 de ani. Sora mea încă nu terminase facultatea, practic a beneficiat de o pensie de urmaș pe o perioadă, dar foarte scurtă. Dar după aceea niciunul dintre noi, pentru că tata a murit la 51 de ani fiind profesor de fizică chimie și mama a murit, tata a murit la 54 de ani fiind profesor de fizică chimie, iar mama la 51 de ani fiind profesoară de biologie. Deci practic niciunul, au cotizat toată viața lor la pensie, dar niciunul n-a primit nici urmașilor niciun leu de la pensia respectivă. Da. Și îți spun că în momentele de început ale vieții noastre, de tineri, care eu abia terminasem facultatea, sora mea era în anul întâi de facultate, ea a făcut chimie industrială, eu am făcut fizică pură la Iași. Eu abia terminasem când a murit mama mea, iar ea era în anul întâi. La 4 ani distanță a murit și tata, ea abia terminase facultatea, eu aveam 4 ani de învățământ, de profesorat. Dar niciunul dintre noi nu pot să spui că eram într-o situație în care măcar eu să pot să o ajut mai mult pe ea. Da. Ar fi fost un ajutor dacă acea pensie, pe o perioadă măcar, ar fi putut să întrețină o mică activitate, să facă ceva. De acord. Dar dacă nimeni nu le-a spus că, uite, ar fi bine să aibă pe o anumită perioadă o pensie privată, pentru că au prins și ei o bucățică de după Revoluție. Mama a murit în 97, iar tata a murit în 2001. Adică au fost 7 ani la mama și vreo 11 la tata. Se înființaseră lucrurile astea. Sincer, au cotizat la, n-am să-ți spun firma la care au cotizat, da, ei la un dintre ăsta, dar vreau să zic că inflația era atât de mare încât nimic. Da. Cum să spun, cred că de o pâine. Au fost banii care am luat de la firma aia de asigurări, da, nu de pensie privată. De asta spun că practic, dacă nu avem grijă de educație, nu avem grijă să ne creștem generațiile următoare cu un anumit nivel de pregătire, să avem grijă la domeniile pentru care ei au aplicare, adică
Vorbeam la începutul emisiunii și îți spuneam că sunt câteva discuții pe piață despre modificări ale legii educației. Legea educației ultima dată a fost modificată, adică refăcută, 2011, 1 ianuarie. Când vorbim despre partea de modificări ale legii educației apărute cu 1 ianuarie 2011, ne referim, cred că au fost modificate mai multe articole decât conține legea. Deci atâtea modificări au fost aduse la lege, că sunt acum modificările depășesc numărul de articole de lege. Păi cred că ar trebui făcută o lege din cap în cap ca să... Da. Iarăși, cred că ar trebui cei care se gândesc la modificări aduse legislației să vină și să stea de vorbă cu oamenii care sunt direct implicați. Adică să vină să stea de vorbă cu profesorii, să vină să stea de vorbă cu elevii, să vină să stea de vorbă cu părinții. Să nu mai facă lucrurile din birou, pentru că lucrurile făcute din birou nu au condus niciodată la chestiuni, cum să spun, care vizează exact activitatea de la bază, din cancelarie, din clasă. Și la ce mă refer? Evaluăm la nivelul clasei a 8-a competențele doar de matematică și limbă română. Ceea ce pentru elevii care iau note între 1 și 5 la aceste două discipline, la evaluarea națională, se dovedește că nici după nu dau niciun rezultat. Adică calculatorul îi așează într-o ordine a mediilor, pe ăștia de la 5 până la nota 1 îi trimite în general pe la licee, despre care unii nici n-au auzit, nici nu știu care e domeniul de activitate al liceului respectiv, iar pretențiile noastre ale societății, nu neapărat ale dascălilor, să ne înțelegem, este ca acești elevi să reușească după 4 ani de zile de liceu să ia bacalaureatul cu 6 la aceleași două discipline. Și chiar dacă aș modifica bacalaureatul, să zicem că aș avea cerințe mai mici, dacă eu evaluez aceleași competențe pe care elevul nu le avea nici la nivelul clasei 8-a, n-ar fi mai bine să ne gândim și să verificăm ce alte competențe, în primul rând, ar trebui să vedem programa școlară, curicula, și să vedem acolo în curiculă dacă noi, de fapt, ne propunem să dezvoltăm și alte competențe. Evident. Iar competențele pe care le dezvoltăm pe lângă română și matematică, să reușim să le verificăm la nivelul, la sfârșitul unui ciclu, la sfârșitul, să zicem, clasei a 8-a, înainte de lucrul ăsta. Dom'le, hai să vedem, dar poate copilul ăsta desenează foarte bine. Poate este un pirogravează foarte bine. Nu știu dacă ai prins, dar cred că ai prins. Aveam o trusă de traforaj la un moment dat. Și îți dădea și un ciocan, aveai și o pânză de bonfire. La ora actuală, cea mai mare criză pe piața muncii este de meseriași. În orice domeniu. Și noi dezvoltăm competențe de genul ăsta? Păi nu dezvoltăm, dar nici măcar nu avem perspectivă să dezvoltăm ceva. De ce nu facem lucrul ăsta în gimnaziu? Și haideți să ne amintim că acum conduce Ministerul Educației aceeași doamnă care a scos de pe piață școlile de arte și de meserie, adică revenind la... Tot el introdusese. Da. Deci fuseseră școli profesionale până în 2001, le-a transformat profesionalele în școli de arte și meserii, iar în 2008-2009 le-a scos de tot. Că a zis că toată lumea trebuie să facă liceu. Nu toată lumea poate, iar liceul este structurat în așa fel încât în momentul de față nu creează competențe, alte competențe, ci încearcă să le ridice la un alt nivel pe cele pe care le ai. Dar dacă noi n-am descoperit sau nu am reușit să facem evaluare decât pentru română și matematică și am lăsat un calculator să-i repartizeze și i-am trimis pe aia de la Ivești, care au luat numai 1, 2 și 3. Că astea sunt notele. Așa este, da. Și am făcut liceu la Ivești și nu iau niciunul bacalaureatul de când s-a organizat liceul. Păi ce am făcut? Păi n-am făcut nimic bun. De ce? Pentru că poate la Liești sunt mai mulți de o altă etnie și poate știu să cânte la vioară, dar poate știu să cânte la acordeon, dar poate au alte competențe. Dar avem nevoie și de asemenea oameni. Da. Sigur. Deci în societate Dumnezeu ne dă prin sufletul nostru, ne dă
toate calitățile pe care trebuie să le avem pentru a parcurge această viață. Corect. Ție îți dă calități să fii profesor, altuia îi dă calități să fie un foarte bun cântăreț, altul un pictor, poate să fie orice, altul bate bine cu ciocanul. Eu țin minte, cred că sunt mulți ani, vă dați seama, de când în momentul în care căutai pe unul să-ți bată tabla pe casă, zic că băi, să mergem la Cutărescu, băi, ăsta, bate, nu știu cum, mai era o vorbă, zic că o bate în solz de pește. Da. Adică, crezi tu, Ștefane, că lucrurile astea s-au uitat? Nu. Nu s-au mai transmis generațiilor următoare. Nu au mai putut pentru că multe meserii dispar de pe piață. De ce dispar? Pentru că noi le facem să dispară. Pentru că noi nu mai ținem la ele. Uită-te și gândește-te ce se întâmplă acum în Occident sau modul în care acești oameni încearcă să schimbe și să-și facă case ecologice și să-și pună chiar stuf pe casă, să le învelească într-un anumit sistem. Adică ne întoarcem încet, încet la ecologie. Dar noi ne îndepărtăm în această țară pentru că noi întotdeauna luăm și facem să dispară cu totul. Noi suntem un oraș unde... Eu spun zile, eu nu cred. Aici cred că greșim. Noi la partea de gimnaziu avem educație tehnologică, dar copiii nu mai fac educația tehnologică, care ar însemna după mine că ar trebui să facă deprinderi motrice, adică ar trebui de multe ori să desfășoare niște laboratoare. Acolo trebuie să știe și despre circuitele electrice, care le face și la fizică, dar trebuie să știe despre un experiment de la chimie, trebuie să știe și despre cum ar trebui un cui să-și aseze un tablou în casă, trebuie să știe multe alte lucruri, dar ei nu fac practică deloc. Educația tehnologică se desfășoară în clasă. În clasă cu manualul. Dar am ajuns. Toate liceele aveau ateliere de lucru, așa, chiar așa se numeau. Crede-mă că am ajuns la un nivel atât de jos încât învățăm din carte și educația fizică. Cred. Nu cred. Avem manuale la clasa a 5-a și la clasa a 6-a de educație fizică. Păi tu crezi că de păi mai avem un pic să facem educație fizică? O citim dintr-o carte. Dar trebuie să ne gândim la un lucru. Ce performanțe sportive erau și la ce nivel era România? Și aveam manual de educație fizică? Păi nu aveau, dar atunci lucram mult, pur și simplu în teren. Păi învățam efectiv. Exact, jocurile sportive se învață făcând mișcările de la jocul respectiv. Problemele de fizică se rezolvă punând în practică printr-un experiment o problemă. Sigur că da. O ecuație chimică mult mai ușor eu arăți unui elev că are loc cu degajare de căldură sau cu degajare de hidrogen sau cu când îi faci experimentul și îi arăți că are loc o izbucnire, o degajare de căldură. Da. Dar dacă noi citim doar din carte, nu mai facem nimic și, da, ți-am spus, pentru mine este un fenomen care nu pot să mi-l explic. Deci oamenii încearcă să ajungă pe lună, acum am trimis sondă pe Marte, deci oamenii se duc până acolo, nu numai citesc dintr-o carte despre Marte. Da. Ei, și facem educația fizică citind o carte la noi. Așa am ajuns. Ce să facă elevul? Să ia manualul acasă să studieze educația fizică? Da, este... Este hilar, numai că... Ce competențe verificăm la sfârșitul clasei 8-a dacă l-am pus să citească manualul de clasa a 5-a și de a 6-a de educație fizică? Ce verificăm? Îl punem să dea o probă dacă a citit cum să aruncă mingea de handbal la poartă de la 7 metri? Da? Păi noi vedem acolo fetele alea la campionatul european, se luptă pentru a ajunge în primele patru, Cristina Neagu, sportiva noastră accidentată, iar noi le dăm manual, citiți de aici din manual. Da. Păi bă, în loc să, că în momentul în care sportivii noștri participă la o competiție internațională, cam toți ochii se îndreaptă către campionatul respectiv. Dragul meu, ți-am oferit o carte și aici în carte este un capitol care se numește manipulare.
Deci te rog să mă crezi că și să citești cu atenție capitolul manipulare, să vezi cum și cât de ușor suntem manipulați de această societate, cum se dă o anumită direcție și distruge o generație întreagă. De ce? Pentru că totul este concentrat împotriva persoanei, împotriva eu-ului meu ca și persoană să mă dezvolt, ca eu să nu fiu liber, ca eu să nu am suficiente capacități în așa fel încât să pot să-mi aleg destinul spre care merg. Și atunci, în momentul în care ești condus, că omul ce face la ora actuală? Iese din școală, n-are nicio perspectivă, nu poate să-și ia nicio casă. Da? Pentru că e foarte greu să-și ia o casă sau plătește toată viața lui. Adică dacă a terminat școala la 25 de ani, își amanetează următorii 30 de ani ca să cumpere o casă și în momentul în care a terminat de achitat casa, ies la pensie și el practic și-a terminat viața. Deci perspectiva spre care noi ne îndreptăm nu este corectă. Perspectiva pe care noi o oferim, pentru că noi am făcut emisiuni și noi chiar am spus lucrul ăsta. Am făcut emisiuni cu elevi excepționali, cu olimpici, copii care pleacă în alte țări și care nu au perspective de a se întoarce înapoi. De ce noi, românii, nu le oferim perspectiva ca ei să creeze plus valoare în această țară? Ei să facă nu invențiile pe care le... Nu se vrea. Păi despre asta este vorba. Nu se vrea. Despre asta este vorba. Nu se vrea, nu numai pe un domeniu, nu se vrea, nu numai pentru copiii superdotați, nu se vrea nici pentru aia care sunt mici meseriași, care ar putea să devină mici meseriași. Păi da, deci, pentru că nu se mai vrea pentru nimeni. Ți ia foarte, foarte ușor, ți ia pe degeaba. Cât investește statul român într-un olimpic? Investește, cum să spun, la modul că are și în cine să investească. Evident. Dar îl ia gata pregătit cel de afară și nu-l plătește la valoarea pe care el o are. Eu pot să-ți dau exemplu și de CNVA. CNVA are anual în jur de 60-70% dintre olimpicii naționali care pleacă din Galați sunt de la CNVA. Din cei 60-70%, adică din 500 de elevi, 60-70% sunt din CNVA. Din cei 300-400 de elevi care pleacă din CNVA către fazele naționale ale concursurilor școlare, liceul, îți dau un exemplu, liceul ICHB din București, care este un liceu ce face, adună toți olimpicii naționali frumos la ICHB, dau pe fizică exemplu. Nu face, celelalte ore sunt la programul de după amiază, iar dimineața face în fiecare dimineață 3 ore de fizică copilul, adică de la 9 la 12. Iar de la ora 1 până pe la 4 se desfășoară celelalte ore. Da. Ei, în momentul ăla, elevii care mi-au mai rămas, în afară de cei pe care mi-a ICHB-ul, intră în competiție la o olimpiadă națională cu cei care fac 15 ore de fizică, cu cei care cu mine fac 3 ore de fizică la LVA. Și există și momente în care îi batem. Da, pentru că e vorba de capacitate. Aici este vorba de conștiința și de ceea ce a venit acea persoană să facă pe pământ. Pentru că poți să înveți în 3 ore dacă ai suficientă capacitate cât nu învață altul în 15, dacă ești făcut pe acel domeniu și dacă cineva ți-a descoperit ceea ce tu trebuie să faci. Păi asta este ideea. Ei, și vezi, atunci ar trebui să mergem mai mult pe calități decât pe anumite lucruri și probe impuse. De asta îți spun că undeva greșim. Deci cei care propun astăzi, și e vorba de președintele României și de ministrul educației, propun două lucruri, dar au pornit cu două idei care se întâmplă la finalul educației. Unul a vorbit că trebuie desființate inspectoratele școlare. Și aici e vorba de președintele României. Și îți spun sincer că nu știu cât afectează în momentul de față educația, faptul că există inspectoratele școlare. Bun, sunt de acord că sunt politizate, că trebuie desființată politizarea de acolo, dar ăsta e un alt fenomen separat de educație.
cât, totuși din punct de vedere metodologic cât trebuie de mult, cineva să... Cât de mult influențează de fapt faptul că nu avem programe școlare adecvate pentru gimnaziu, în așa fel încât la sfârșitul gimnaziului, adică la nivelul clasei a 8-a, cei care nu au competențe de română și matematică să verific alte competențe și să-i duc pe un culoar al lor, adică să fac o școală profesională de eu știu, cântăreți, nu știu cum le-aș putea spune. Da. De pictori. O școală profesională. Pentru că, așa cum discutam la început, nu trebuie ca într-o biserică să fie cu facultatea de arhitectură ca să-mi picteze biserica. Dacă el este talentat, el va picta biserica aia din imaginație de multe ori. Doar luându-se după niște imagini alte ori. Da. Deci, nu la biserici un pic mai complicat. Da, nu, am dat un exemplu. Vorbim de cu totul și cu totul altceva. Sigur, nu știu exact cum sunt pașii, pentru că n-am întrebat, dar doar am spus că un copil talentat, eu îi verific doar română și matematică, celelalte lucruri nu mă interesează, îl trimit într-un liceu în care... În continuare, el nu se adaptează, sigur, pentru că competențele pe care le are el nu sunt descoperite. Și mă întreb, domnule, au terminat acum câțiva ani, când discutam tot noi împreună, erau cam 5.000 de elevi la nivelul județului Galați care terminau clasa 8-a. Între timp am ajuns la vreo 3.600. Ei, întrebarea e ce se întâmplă, atunci vorbeam tot așa de vreo între 10 și 17%. Acum tot la fel, dar dintr-un număr mai mic, de elevi, înțelegi? Adică atunci ne întrebam undeva la 1000 de elevi ce se întâmplă cu ei, acum la vreo 600 de elevi ce se întâmplă cu ei. Da, dar e vorba în fiecare an? Da, în fiecare adică an. Undeva de la nivelul clasei a 8-a și până la finalizarea clasei a 9-a, adică din momentul în care i-a repartizat calculatorul și până în momentul când s-au finalizat cursurile la clasa a 9-a, dispar 600 de elevi. Și ne întrebăm ce s-a întâmplat cu ei, de ce e rata abandonului atât de mare. Dacă ne uităm pe listele alea, o să observăm că cei care au luat note mici la română și matematică și calculatorul i-a repartizat la liceele astea despre care îți vorbesc, aia au dispărut. Au dispărut pentru că nu se pot acomoda. Nu se regăsesc acolo. Da, nu e locul lor acolo. Da. Dar înseamnă că pentru cei 600, dacă vrem să facem ceva în domeniul ăsta, ar trebui să găsim alte modalități de evaluare. Să le oferim un alt mod de educație. Corect. Iar noi, îți spun sincer, aici mă regăsesc și pe mine, nu suntem adaptați societății actuale. Lucrurile foarte mult au evoluat. Sincer îți spun, nu cred că e nevoie acum ca să schimbi câteva piețe la un calculator sau chiar la un telefon mobil să ai facultate. Spun sincer. Da. Da. Și atunci copiii ăștia, sunt unii care de foarte mici butonează la telefonul mobil, butonează la calculator, dar desfac calculatorul și pun înapoi, de te sperii. Da. Știi cum era la un moment dat în armată? Zicea, se făceau concursul cine demontează și montează înapoi pușca. Da. Ei, cam așa e la ei. Sunt concursuri între ei de genul acesta. Și nu-ți trebuie facultate să faci lucrul ăsta. Dar noi nici măcar pe domeniile astea... trebuie doar competențe. Da. Noi nici pe domeniile astea nu-i verificăm. A terminat clasa a 8-a. No, sistemul de învățământ este foarte rigid. E rigid foarte și rămas rigid. În urmă societății. Da. Da. Și nu se poate adapta. Societatea acum, cel puțin de o perioadă bună, se dezvoltă foarte repede. Merge foarte repede. Exact. Iar sistemul educațional e greu, e așa, e... Da. Și noi vorbeam ce se întâmplă în Germania sau în alte țări, da, cât se pune bază pe practică și cât se pune pe aceste competențe. Păi dacă ți-am spus că am fost într-un schimb de experiență la Berlin, într-o școală în care se învăța în 18 limbi, au observat, no. Da, au observat că nu puteau să se înțeleagă cu ei, da, când terminau școala, pentru că ei li se preda într-o anumită limbă, ei erau o bună parte dintre ei arabi, o altă parte dintre alte naționalități și atunci nu se înțelegeau cu ei pe șantiere, nu se înțelegeau pe ei în ateliere, pe unde mergeau ei la muncă. Și atunci, dom'le, hai să ne adresăm și să învățăm lucruri în limba pe care ei și-o doresc,
Și în momentul în care el se va duce să vă angajeze, va căuta un post în care înțelege limba cu care el a comunicat atunci când a învățat lucruri. Sigur. Chiar dacă sunt, pentru că termenii tehnici, e mai greu să-i înțelegi. Dacă eu ți-i explic numai în germană și tu ești arab, sau chiar dacă ți-i explic în arabă, în momentul în care ai ajuns într-o întreprindere, omul ăla îți explică nu în arabă, într-o altă limbă, tu nu înțelegi foarte bine, sunt termeni tehnici și în momentul ăla te întrebi de ce au ieșit mașinile cu... Corect. Cu cauciucurile pe lângă geantă. Da. Păi din cauza asta că omul n-a înțeles ce l-ai pus să facă. Nu a înțeles termenul tehnic pe care el l-a învățat și în arabă n-a reușit să-l cupleze cum trebuie. Da. Și am rămas impresionat. Bun, și de alte lucruri. Cum să spun? Sunt lucruri... Ultima tema mea la clasa 11 a fost despre seisme și să vorbim despre cutremure în general. Și vreau să zic că n-am mai stat, le-am predat lecția, le-am vorbit despre modul în care apar seismele și așa, și le-am zis așa, vreau să discutăm liber și să ne adresăm întrebări unii altora legate de cutremure. Odată despre ce știm despre cutremure, care a fost cel mai mare cutremur unde s-a desfășurat și am lăsat discuțiile, deja a fost altă atmosferă. Da. Adică trebuie să încercăm să facem altceva, lucruri care lor să le placă. Copilul trebuie capacitat, trebuie să interacționeze, sigur că da. Pentru că altfel el este doar un ascultător și în momentul în care subiectul nu-l atrage, pur și simplu memoria lui ștearsă. Atrage cortina, tu vorbești, el se uită la tine, da. El nu te ascultă, da. Nu te aude, nu dă doi bani pe ce spui tu. Da. Dacă tu reușești să-i captezi atenția, în momentul ăla el îți răspunde la tot și să-l încurajezi. Ce îi propui să... Să-l încurajezi să facă lucruri. Da, păi îți spun sincer că astăzi... Se pune bază pe a ști, nu a face. Deci, asta e diferența. Le-am spus că vreau să văd că fiecare dintre ei îmi spune care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze în cazul unui cutremur. Bă, e important ca la școală să știi ce ai de făcut, să-ți explici. Au venit unii cu niște filmulețe impresionante despre modul în care nu e normal la școală să te învețe lucrurile astea. Este nu normal. E normal atunci când ai o lecție care e foarte bine legată de practică, să o pui în practică. Evident. Dar nu mă așteptam totuși la educație fizică să citesc dintr-o carte cum trebuie să alerg eu. Da. Pentru că lucrul ăsta ar trebui să... Da, poate să fie un ghid pentru profesorul de educație fizică. Da, și el că un copil cu vârsta între practic. 2 și 6 ani ar trebui să facă exercițiile cu tare care corect ar fi executate așa. Că între 6 și 10 ani ar trebui să facă exercițiile acestea fizice pentru a-și dezvolta nu știu ce alte părți ale corpului. Între 10 și 12 ani, iarăși, o altă musculatură și altfel trebuie dezvoltată și alte exerciții. Dar nu mă așteptam niciodată, îți spun sincer, sunt oripilat, încă nu-mi vine să cred, că am primit un an, am zis că, băi, așa cum am făcut o încercare cu bacalaureatul ăla care se dădea în februarie, s-a dat anul trecut un bacalaureat pe februarie. Da. Zic, bă, or să renunțe. Dar m-am trezit acum, iarăși cu manualele de clasa a 6 de educație fizică, păi nu-mi vine să cred. 56 de manuale, câți elevi am la clasa a 6, atâtea manuale de educație fizică. Păi ăștia nu vor nici să se uite pe ele, nu vor să le deschidă. Da. Sincer îți spun, am întrebat profesorul de educație fizică și el îmi spunea, bă, nu știi care e treaba? Nici măcar nu scrise bine, că profesorul de educație fizică este și antrenorul echipei de handball de aici, de fete, de la noi, de la Galați, da. Care joacă în Liga 1, în Liga Florilor. Da. Echipa de handball de fete a Clubului Sportiv Municipal și îmi spunea, ci că mă, nici măcar regulamentul de la handball nu e scris corect. Și mi-a arătat despre modul în care se execută o lovitură de la 7 metri, că e scrisă diferit de regulamentul de la jocul de handball. Și că, da. Mă, măcar să fie scris corect. Ce să le spun? Să ia cartea și ce să fac? Să citească de acolo, să citească prost? Și eu după aceea să-i învăț să le spun că nu e așa? Că e altfel? Da. De asta sunt surprins că nu facem nimic pentru
a schimba societatea. Bun, am reușit și am pierdut niște generații, că am închis școlile profesionale despre care am vorbit. Dar putem modela de aici încolo, măcar generațiile care urmează. Sigur. Dacă tot vrem să discutăm despre educație, dacă tot vrem să facem proiecte pe educație, dacă vrem să vorbim despre România educată, dar haide să vorbim și să modificăm sistemul de acolo de unde ar trebui să înceapă modificările. Dacă vrei să vorbim despre Galați, păi la Galați n-avem forță de muncă, deși lumea zice că nu găsește locuri de muncă. Dar n-avem forță de muncă. Dacă ne uităm la ultimul târg de joburi, au fost, cred că, vreo 1700 de locuri de muncă scoase și au fost doar vreo 200 de vizitatori. Deci vizitatori. Nu neapărat cei care doreau să se angajeze. Da. Și atunci, ce facem? Păi de ce nu încercăm? Avem doar două creșe în oraș. De ce nu încercăm să facem cel puțin vreo 200 de locuri în plus pentru creșe? De ce? La ce mă gândesc? Că poate dacă este o cerere așa de mare de forță de muncă, cei care astăzi au copil și au sunt în concediu de creștere a copilului, așa cum i-a dat statul 2 ani de zile. Poate renunță la concediu dacă e o creșă cu standarde moderne, cu tot ce trebuie, și atunci poate acei tineri vor merge să muncească, se vor ocupa joburile care nu erau ocupate, pentru că e și un ajutor care se dă celui care merge la serviciu în primii 2 ani de muncă. Opinia mea în acest domeniu este puțin diferită. De ce? Eu consider că înainte sistemul în care mama se ocupa de creșterea copilor era un sistem mult mai performant, așa cum era el. De ce? Pentru că noi acum încercăm să luăm de lângă copil părinții, să-l băgăm într-un sistem mai puțin controlabil și te rog să mă crezi că cei mai importanți ani din viață, și te rog să spun eu, pentru că mă găsesc în terapie cu lucrurile astea, cei mai importanți ani din viață sunt primii 3-4 ani de zile, pentru că noi atunci creăm un copil interior și toate frustrările, toate problemele, toate programele interioare pe care noi nu le putem gestiona, le ducem în acest copil interior. Și pentru că el este trimis într-un anumit sistem necontrolabil, cred că nu este prea corect. Eu cred că sistemul de dinainte, în care mama se ocupa de creșterea copiilor, era un sistem mult mai bun și mult mai social din toate punctele de vedere. Adică suntem conștienți că nimeni și nimic nu poate să aibă mai mult grijă decât un copil, decât mama a lui, ca să fim clari. Sunt parțial de acord și o să spun care e din practică, da, ceea ce s-a întâmplat. Deci cunosc, cred că, cel puțin câteva cazuri, nu le știu pe toate din oraș, în care copiii care au stat acasă, adică n-au reușit să se adapteze nici măcar la grădiniță. În momentul în care au ajuns la școală, foarte greu s-au angrenat în colectivitate, în colectivul de elevi. N-am contrazis lucrul ăsta. Eu am zis primii ani de viață. Am zis primii 3-4 ani de zile de viață. Și mai îți mai dau încă un exemplu. Sunt foarte mulți părinți care consideră că pot să rezolve problema cu bunica sau pot să rezolve problema cu bona. Aici suntem de aceeași părere. Între a alege o bonă și mama, e clar că mama trebuie să stea acasă. Clar. Între a alege, în schimb, o mamă care, sincer îți spun, lasă copilul bunicii sau lasă copilul sorei ei sau lasă copilul într-un altă și a merge într-un centru instituționalizat unde există o dotare în care copilului îi se asigură anumite chestii care trebuie respectate, și a lăsa pe mâna respectivelor doamne, sincer îți spun că aș prefera să meargă acolo unde este o creșă. Ți-am spus, dar standardele trebuie să fie de un anumit nivel. Știi câți copii, sora mea muncește și a muncit în Italia și are 2 copii, care acum unul e clasa a 3-a, unul e clasa a 5-a. Și vreau să zic că i-a crescut
stând și acasă o perioadă de vreme, dar niciodată, de când copilul a început să meargă. Chiar dacă avea concediu de creștere a copilului, ea n-a încetat să-l ducă în colectivitate. Ei, o grupă până la 3-4 ani, la ei are 3-4 copii. Adică un educator... Păi este cu totul altceva. Un educator... Adică se poate ocupa. Nu, gândește-te că nu-i numai un educator și un îngrijitor au grijă de 3-4 copii. Atât au. Atât au în grijă. Ei, ăia 3-4 copii au rămas prieteni de atunci. Pentru ei, cum să spun, când se văd la școală, îți dai seama, se îmbrățișesc ca niște frați. Acum... Îți spun, uite, tatăl meu a avut 6 frați, mama mea 6 frați. Ei creșteau în chestia asta. Înțelegi? Eu n-am crescut decât cu sora mea. E mai greu, dar când sunt mai mulți, se învață și de la unii de la alții anumite lucruri. De acord. În momentul în care rămâne singur, ți-am spus, da, sunt cazurile fericite în care mama e pricepută. Nu, eu am, încă o dată revin. Eu vorbesc de educația pe care trebuie să o dea mama. Asta nu înseamnă că nu trebuie să se ducă la grădiniță, nu trebuie să se ducă în sistemele de învățământ. Și trebuie cele 4 ore care se duce acolo exact, să... Este obligatoriu. Într-un sistem în care există un om care are pregătit pentru ziua respectivă anumite activități, activitățile alea îi dau o altă o notă copilului, el duce acasă, vorbește cu mama. La început, în primii 2-3 ani, el nu vorbește foarte bine. Dar din cauza că vede alți copii că ăia gângure spun și aia ceva și el începe să gângure, se dezvoltă lucrurile mult mai bine decât într-un un sistem închis, într-un sistem doar el cu mama și cel mult tatăl care vine de la muncă. De asta, ți-am spus, aici lucrurile, cred că, din punctul meu de vedere, societatea românească, dacă vrea să se dezvolte, trebuie să pornească de la educație și nu de la educație de la clasa a 12-a, adică de la 18 ani. Că nu mai ai ce să-i mai faci mare lucru. De la educație și de la sănătate trebuie porniți. A, de la sănătate am avea mult de spus. Gândește de cum arată tot ce înseamnă spitale. Când vorbim de sănătate, în primul rând trebuie să ne gândim la sănătatea mentală a fiecăruia, pentru că vorbim... aici sistemul de manipulare și sistemul în care se imprimă anumite lucruri. Sănătatea de sus e modificată tot datorită educației. Absolut. Dacă omul este învățat să citească, să-și crească orizontul de așteptare de la societate, atunci el este un om deschis. Dacă el nu e lăsat să citească, este îngustat și trimis să primească informații doar dintr-un singur loc, atunci orizontul lui este închis. El nu are așteptări. Așteptările lui sunt doar de acolo, din punctul respectiv. În momentul în care el citește și își deschide, băi, pot să fac așa, aș putea să fac și așa, ar putea să dezvolte și așa lucrurile, și așa, adică are mult mai multe variante. Corect. Poate să se gândească la ce este el bun, poate să se gândească la ce ar putea să facă de aici încolo bine. Dar dacă eu îngustez lucrurile și spun, băi, ai luat 1, 2, 3, 4 la evaluare națională, te duci numai la Ivești. Și așteptările după 4 ani, ăia care se duc. Care se mai duc. Da. Sunt că n-au luat niciunul bacalaureatul. Păi... Dar îi dă cineva la sfârșit un carton și zice, n-ai luat bacalaureatul, dar ai absolvit. Da, ai 12 clase. Ai 12 clase. Și ce știi să faci? Nu, da. Păi nu știu să fac nimic. Te rog să mă crezi. E bine? Te rog să mă crezi că același lucru se întâmplă și acum. Se pune mai mult cont pe cartonul pe care îl ai și nu pe competențele exact pe care le ai. Ce ai reușit să acumulezi? Da. Ce știi să faci? Da. Până la o anumită vârstă nu te angajează că nu ai competențe, după aceea ești prea în vârstă și rămâne o margine de vreo 10 ani. Cred că știi, că am mai discutat. Fata mea a ales să plece. Știu, da. Și
mă uitam care e modul lor de a face proiecte. O să-ți dau un exemplu, nu știu dacă am discutat exact cum... Deci lor, fata mea a aplicat pentru Movies. Eu la Facultatea de Arhitectură din Manchester, MMU, Manchester Metropolitan University, și la Facultatea de Arhitectură la partea de Movies, adică de film. Cum decur lucrurile? Li se dă un proiect de făcut, o temă. Și le spune, tema ar fi, să zicem, faceți, creați un spot publicitar pentru cursul de 2D. Adică filme 2D. Da. Cum ați prezenta voi facultatea noastră și ați prezenta studenților cursul de 2D ca să le spuneți că e un curs atractiv. Ei, cum crezi că le-a dat un program să-l învețe, băi, și trebuie să știi toate tastaturile alea să faci? Nu. Trebuie să te descurci. Nu. I-a spus, faceți un filmuleț. Voi în 2D prezentați filmulețul ăla. Filmulețul ăla trebuie să-i atragă pe ei. Uite câte chestii poate să facă programul respectiv. Corect. Corect. Păi pornește și de la produs. I-a ascultat. De la ce vinzi. Crezi că vreodată i-a luat să-i asculte cursul, ce scrie la pagina X sau la pagina Y? Da, iese cu competențe. Mai înțeleg? El știe să facă. Exact. Deci nu trebuie neapărat să știi, ci trebuie să faci. Înțelegi ce spun? Da, corect. Corect. Deci mi s-a părut, îți spun sincer, o chestie super, zic. Bă, frate. Normală. Normală pentru educație. Da. Normal, dar zic, bă, cum evaluează? Cum crezi că evaluează? Că nu te duci și, da, faci prezentarea în public. Da. Dar nu, profesorul nu spune ai trecut sau n-ai trecut examenul sau îți dă nota. Nu. Îți spune, îmi trimiți filmul, îmi trimiți poze pe măsură ce, adică să dai prin ce screen, lucrezi, da. Prin screen la ce lucrezi, da. Pe măsură ce a evoluat proiectul tău. Acum era așa, acum era așa, tu îți salvezi de fiecare dată imagini ale, da, proiectului tău. Și faci un eseu și spui cu ce ai rămas din cadrul proiectului ăsta. Am pornit de la ideea cu tare și am ajuns la ideea cu tare și uite ce am reușit eu să învăț în urma proiectului ăsta. Așa se termină proiectul. Da. Păi ce mai vrei mai mult de atât? Da. O oră. Iată și demonstrația direct, adică pur și simplu. Diferența, și noi zicem, bă, că avem un sistem educațional mai performant. Păi nu, că îți spun sincer, nu noi am inventat școala. Când englezii vorbeau despre școală, noi ne cam încălțam pe dos, adică nu prea aveam ce încălța, că eram cam în picioarele goale. Din punct de vedere a lucrurilor care au pornit, să știi că a fost cam invers. Că de pe aici au pornit foarte multe lucruri. Nu, au pornit pe la francezi. Francezii s-au dus copiii la școală, e adevărat că cei bogați. Da. Iar noi ne-am dus pe la francezi, am învățat carte. Da. Dar englezii și francezii au fost mereu într-o competiție. Da. Nu școala s-a inventat în România, ci noi ne-am dus și am luat modelul școlii franceze. Să fim sinceri și onești. Problema noastră este că nu mai reușim să ne ținem de ei. Adică am căzut atunci 50 de ani în chestia asta cu comunismul și nu știu ce. Comuniștii aveau alte lucruri pe care le urmăreau. Ei urmăreau îndoctrinarea. Ca să te îndoctrineze, îți puneau profesori de socialism și cred că ai avut. Da. Aveam o profesoră de economie politică. Da, exact, aveam o profesoră, le spuneam copiilor, cred că zilele trecute, bă, aveam o profesoră de economie politică, eram în 89, abia cred că se terminase congresul și ea vrea să ne asculte din congresul al 13-lea, din ce a spus tovarășul, dacă știm noi ce a spus tovarășul. Da. Păi, înțelegi despre ce vorbesc? Da, dar ei au îndoctrinat și ei, adică nu mai puteau să iasă din sistemul. Exact. Deci acel profesor, în momentul în care s-a terminat o rânduire, pur și simplu a rămas fără obiectul muncii. Da, și nu prea înțelegi ce s-a întâmplat. Da. Îți spun sincer, da. Nu prea înțelegi ce s-a întâmplat. Numai că ei au creat lucrul ăsta din anumite motive, pentru îndoctrinare. Dar noi acum nu înțeleg pentru ce nu facem lucrurile ca să dezvoltăm țara.
De ce nu reușim să ne adaptăm unui sistem modern și să mergem odată cu economia, cu cererea societății? Dacă o să citești cartea La manipulare, o să înțelegi. Un om care este liber și cunoaște adevărul nu poate fi manipulat. Iar noi se dorește să fim manipulați în această țară. Nu numai în această țară, în această lume. Dar aici, la noi, în țară, mai presus decât oriunde, în altă parte. Da. Asta este ideea. Și atunci, în momentul în care cineva cunoaște adevărul, mai poți să-l manipulezi? Cineva care cunoaște valoarea la care este, mai poate fi ținut la un anumit nivel? Nu. Și atunci, așa stau lucrurile. Trebuie ușor, ușor să ieșim din acest sistem, pentru că trebuie să lăsăm inventivitatea, creativitatea, exact, omului să lucreze, să facă lucruri. Domnul profesor, pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, vreau să spuneți un cuvânt de final, pentru că ne apropiem și de sărbători acum. Păi eu o să urez tuturor gălățenilor, dar tuturor românilor, în definitiv tuturor oamenilor, sărbători în liniște, sărbători calde, în familie, un la mulți ani tuturor, așa cum cred că ar trebui să vină din partea tuturor oamenilor către fiecare persoană. Pentru că te încarci cu energie în momentul în care simți că din partea celorlalți vin din inimă, din suflet, niște mulțumiri pentru ceea ce ai făcut tu pentru ei la un moment dat. Da. Asta e. La mulți ani, sărbători fericite! Mulțumim foarte mult, revenim imediat după o scurtă pauză.